Timp de 3 zile la Constanța se va desfășura seminarul național de Aikido dedicat sărbătoririi a 11 ani de practică continuă a acestei artei marțiale în Dobrogea. Competiția este deschisă atât copiilor cât și adulților. Întrecerile vor avea loc în sala de sport a unei universități particulare din Constanța, începând de vineri 3 august ora 17:30 și până duminică 5 august ora 12:30. Vor participa sportivii din Constanța, Năvodari, Eforie, Mangalia, dar și din alte localități din țară și chiar de peste hotare. Sunt așteptați și practicanți de karate sau judo care doresc să se inițieze în această artă marțială. Seminarul va fi condus de Dorin Marchiș, sensei 5 Dan Aikido. După acest seminar, Constanța o delegație din România, din care va face parte și Ion State Sensei, se va deplasa în Japonia, la Tokyo, pentru a lua parte la Congresul Federației Internaționale de Aikido.